Incidența în capitală a ajuns astăzi la 16,44 de infectări la 1000 de locuitori. Vedem că cifrele cresc de la o zi la alta, însă față de ieri este o creștere foarte ușoară. Ieri incidența a fost de 16,42 de infectări la 1000 de locuitori. Mai multe despre acest subiect știe colega mea Laura Buciu, editor al F News. Laura, ce ne arată această creștere ușoară față de ziua de ieri? Este pentru prima dată când vedem acest lucru în ultimele săptămâni. Da, este o creștere foarte mică, de la 16,42 la 16,44, dar nu aș vrea să ne îmbătăm cu apă rece. Este vorba despre statistica făcută de Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București pe ultimele 24 de ore. Este normal, aș spune, să fie atât de mică creșterea, pentru că este făcută pe o zi de weekend. Știm că situația este la fel de complicată, de gravă și în localitățile din jurul Bucureștiului, unde incidența este de asemenea mare. Tocmai am primit raportul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Ilfov și iată, nu mai există nicio localitate în județul Ilfov cu o rată cu o incidență mai mică de 10 la 1000 și în continuare se menține extrem de mare incidența în Corbeanca, unde este de peste 21 de cazuri la 1000 de locuitori. Laura, având în vedere incidența localităților limitrofe capitalei și inclusiv incidența Bucureștiului, care este de 16,44 de infectări la 1000 de locuitori, ne putem aștepta în zilele care urmează la o decizie, poate, din partea Comitetului Municipal pentru Situații de Urgență cu privire la noi restricții pentru noi cei care locuim în capitală? Monica, știm că vineri Comitetul Național pentru Situații de Urgență a respins propunerea INSP de carantinare a Bucureștiului și a județului Ilfov. Nu sunt excluse noi restricții. Știm că zilele acestea reprezentanții Organizației Mondiale a Sănătății sunt la București și vor face propuneri pentru a ne scăpa cumva de această pandemie care pare că în România a scăpat ușor de sub control.